Bine ziua, copii! Astăzi vă voi citi povestea celor patru piersici. Trăia odată într-un sat un țăran cu o familie frumoasă. Avea o soție harnică și patru băieți minunați. Omul era foarte mândru de fiul lui, căci erau ascultători și buni, dar foarte diferiți unul de celălalt. Timpul trecea, copiii creșteau, iar țăranul tare mult aș fi vrut să știe ce fel de oameni vor deveni atunci când vor fi mari. Așa că într-o dimineață își spuse: ia să punem la încercare. Și luăm un coș în care erau patru piersici mari, coapte și aromate, abia cumpărate de la târg. Își chemă copiii în jurul lui și le spuse: dragii mei, iată ce am găsit la piață. Cred că sunt foarte gustoase. Luați fiecare câte una. Eu mă duc la câmp că și mai am multe lucru. Să fiți cu mine și să o ascultați pe mamă, mai spuse el sărutându-i pe frunte. Apoi își lua traistea cu mâncare pregătită cu grijă de soția sa, sapa la spinare și porni la drum. Iar copiii, fiecare cu piersica lui în mână, o zbughiră căci soarele blând de dimineață și ulița prietenoasă, odihnită peste noapte, îi chema la joacă. Ziua a trecut ca oricare zi caldă și plăcută de vară, cu joacă, râsete, veselie, așa cum le stă bine unor copii sănătoși și fericiți. Când soarele a început să coboare lene spre asfințit, pregătindu-se de culcare, copiii s-au întors și ei de la joacă, împujorați și înfometați. După ce s-a întors și tatăl la casă de la câmp, întreaga familie s-a așezat în pace la masă, bucurându-se de bucatele gătite cu drag de mamă. Apoi țăranul a ieșit pe prispă cu cei patru fii să mai petreacă împreună nițel timp, înainte de culcare. Lumina stelelor și razele lunii mângâiau capetele celor patru copilași strânși în jurul său. Trecând în piept cerul răgoros al serii, omul își privi cu drag fiii. Ei, dragii mei, cum v-a fost ziua de astăzi? Îi întreabă el așa într-o doară. Foarte bine, tăticule, ca de obicei, răspunse fiul cel mare. Da, mă bucur, dar iar spune-mi, fiule, ce-ai făcut cu piersica pe care ți-am dat-o dimineață? Ce să fac, tătucă? Am mâncat-o. A fost tare bună și îți mulțumesc. Apoi ce m-am gândit? M-am dus în grădina din spatele casei, am săpat o groapă între cei doi meri, am pus acolo sâmburele și am udat bine locul. Nădăjduie să crească în câțiva ani un pom mare care să facă fructe la fel de bune ca piersica pe care am mâncat-o. Și nici nu va mai fi nevoie să cumpărăm de la târg. Bine ai făcut, dragul tati, de bună seamă că tu vei fi un bun gospodar, spuse omul cu drag și mulțumire. Apoi se întoarse către cel de-al doilea fiu. Dar tu ce-ai făcut cu piersica ta? Am mâncat-o, a fost grozav de bună și de fragedă, parfumată și dulce. Și pe urmă? Păi am aruncat sâmburele și m-am dus la mama să-i mai cer câteva. Că nu m-am săturat. Erau așa bune, mai spuse el lacom înghițind în sec. Fiule, zise atunci tatăl cu întristare în glas, ai grijă să n-ajunge un om lacom, căci lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă. În viață toate sunt bune, dar cu măsură. Dar ție, ți-a plăcut piersica? A fost bună? L-a întrebat țăranul și pe cel de-al treilea fiu. Nu știu. Nu știi, dar ce ai făcut cu ea? Am vândut-o. Când am ieșit în drum la joacă, m-am întâlnit cu prietenii mei. Unul dintre ei este foarte pofticios. I-am arătat cât de frumoasă e piersica și am vândut-o. Am luat 10 bani pe ea, mai spuse el mândru, scoțind din buzunarul pantalonilor 50 bănuți. Uite-i! Fiule, tu sigur o să ajungi un mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viață. Mai ales ce ai primit de la părinți. În fine, țăranul se întoarce spre cel mai mic dintre copii. Îl așează cu dragoste pe genunchii săi. Ia spune, ție ți-a plăcut piersica? A fost bună? Nici eu nu știu, tătucă. Cum? Și tu ai vândut-o? Întreabă el mirat. Nu, tată, eu m-am dus peste drum la prietenul meu, cel mai bun, care este bolnav, și am dat-o lui. S-a bucurat tare mult și mi-a mulțumit. Chipul tatălui se lumină și privindu-și cu mult drag copilul, îi spuse: dragul meu, nu știu ce te vei face,
în viață, dar știu că indiferent ce drum vei urma, vei fi un om cu suflet mare, un bun creștin și asta e tot ce contează. Și ridicându-se de pe prispă, își luă băieții și le spuse: acum hai în casă să vedem dacă mai are mama piersici să mâncăm toți. Apoi trase ușa după el, împiedicând noaptea să intre în casă. Aceasta a fost povestea de, pentru astăzi. Mi-a distras atenția o rață pe lac. Dacă aș mai vedea-o, v-aș arăta-o și vouă. Vă doresc o zi minunată și plină de joacă, de râsete și de veselie, așa cum ne stă bine unor copii sănătoși și fericiți. O zi minunată!